În urma desemnării premierului Dacian Cioloș de către președintele României Claus Iohannis, reacțiile politicienilor nu au întârziat să apară. Liviu Dragnea, președintele PSD, a declarat ieri 10 noiembrie că partidul va lua o hotărâre privind cabinetul Cioloș după ce premierul desemnat va prezenta echipa, programul de guvernare și modul în care dorește să colaboreze cu Parlamentul. Pe de altă parte, liberalii spun că socialdemocrații vor torpila proiectul Cioloș. Liderul Bișcării Populare, Traian Băsescu și cel al UDMR, Kelemen Hunor, au calificat alegerea fost comisar european, drept o soluție bună, potrivit Mediafax. Prim vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, spune că premierul desemnat Dacian Cioloș este un om cu un profesionalism de necontestat, un apropiat al PNL, chiar dacă nu este membru al partidului, și că PSD va face tot posibilul să compromită viitorul guvern. Atrag atenția că, deși nu este implicat în formarea guvernului, PNL este singurul sprijin al viitorului cabinet în Parlament. PSD, chiar dacă va mima inițial o susținere, va face tot ce poate să compromită viitorul guvern, Societatea civilă care și-a dorit în mare parte acest guvern nepolitic va constata în curând acest lucru și poate va învăța să deosebească între PNL, aliatul lor natural, și PSD, care va torpila cu toate forțele acest proiect, a comentat Ludovic Orban pe Facebook.